Amebola. Să nu mai vii la mine niciodată. Să te mai întâlnești cu mine ca amebola. Dacă scap de ebola asta, mă duc să mă vadă, dacă nu pula. O să mă vadă peste ani și ani cum arată. Și o să-și dea și o explicație, a avut o viață despre bălatilii. Da. Nu s-a mai făcut cu gagici, că nu le plăcea cum arată. Era satanist. Și-a dedicat. Bă, da. Să mor așa la 40 de ani. Să am bolile astea? Cam ciudat. Să am relațiile astea interfamiliale ciudate? Asta. Îmi ies mult la mâini mult de okay. Poate sunt ca Iulia Veceu. Sunt Iulian Veceu eu. De aceea sunt bun de diplomă. Adică medicina tot timpul a avansat, dar a devansat altcineva. Nu mai știu când a luat un antibioticul ăla. Sor mea, mulțumesc că mi-ai lăsat, sau mama, nu știu, la mea, inteligentul familiei, prostul pui, dacă ziceam, nu ai văzut când ți-am ziceam antibiotic să mi-ai că a mers? Ai niște doctori să-ți trăiască. Să-ți trăiască și să-ți înflorească. Mai am două, da? Crezi că ajunge 6? Eu trebuie să fac un tratament de cel puțin 2-3 săptămâni. Și întreba 2-3 antibiotice pe urmă. Antibioticele astea dar blochează. Nu sunt chiar atât de puternice. Bă, să fii sănătoasă. Ce poate să zici. Să fii creștină. Fii atent că dacă mori zilele astea că e cam grav. Îți dau o cale de salvare. Fă-te călugării să fie. Fă-l și pe ăla călugări pe fostul tău soț. Mama cu tata vă crește copii, măsa cu tasul. Că după lumea vă iartă, bă, regret. Deci asta e singura ta soluție. Dacă dau eu. Tihiii! Și stai toată viața la mănăstirea. Găsești o mănăstire și... De ce? Că și în războaie, religiile se respectă între ele. Între noi doi e un război. E mai grav decât... m-a lășat în seara. Mai grav decât... ăla cu... cum a fost un întâlnit și-a grav. Crezi că e peste puterile tale? Când lumea de astăzi, când a zis că în ea să primă viitor telefon, nu ne aduce 5 de cercuri, să lăscă-l după pe 5 lei. Să zic de acolo. Ia mă telefonul pula mea, telefon cu un leu. Și zic eu, cu 4 lei 50 de la Vodafone, îți dau eu cartela mea de la Vodafone, îl faci pe numele tău și aia și... dăm un abonament de câțiva euro, dar te dreac cu pula mea. Îmi cumpăr un telefon frumos, cum trebuie la băiat. E modest, e alea, mai normal așa la cap.
chestiune puternică la Vodafone în oraș. La una din reprezentanții lor. M-am interesat de 4,50. Eu nu permit. Pentru că tu ești amărit, îmi dai 25 de lei pentru să turnezi un metri. Și atunci nu-mi permit. Una, am telefon. Îl dai la buletin. Fă-l pe numele tău. Și fac eu rostul bani. Văd eu cum fac rost. Și-ți dau bani și plătește până în lucru. Ce la mic? Pitis, mă, bici. Pitis. Sărăcuțile. Ferice ce ești sărăși cu duhul. Ia uite, mi s-a infectat și la linii. Uite, dacă îmi văd tensiunea arterială, e destul de ridicat. Deci am sistemul foarte grav. Voilà. Te impresionează așa ceva? Cred că este cel mai tare thriller să asiști. Chiar tu, surmea. În direct. Dar e aproape în direct. Mama, am ținut tot. La moartea propriului tău, frate. Ai semnat un contract cu diavolul sau cu Dumnezeu? Eu nu pot să treci peste lucrul ăsta. A? Cu Dumnezeu ai semnat contract? Contract nu se semnează cu Dumnezeu. La chestii de viață și de moarte. Se numește iubire. Oare cum se semna contract cu diavolul? Dar tu știi până ce se salvau ăștia? Că prin iubire, iubire. Diavolul nu mai avea putere pe mine. Până iubire, vată! Dar tu n-ai citit cărți. Poate că lucrezi. Măcar una. Păi pe tine te primești. Ești evra viață. Eu nu știu să fac cruci, nu știu cu care mă. Nu știu, pula mea, mă încurc. Mă încurc, pula mea. Poate îmi pun și mâna la pulă. Poate fac așa, mă duc și pun icoane, bam, 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 mă dau cu capul de icoane. De ce te primește când te duci așa? A, Sfinte Părinte, am păcătuit-i. Ce ai făcut? Am păcătuit-i. Eu cu fața asta, pula mea, hop! Zice, băi, eu ce... ce e ăsta? Că și eu m-am interesat încă lucră. Trebuie să am o biserică, o mănăstire unde mă primește. Și să am credință. Și ok, îmi puneți la îndoială credință? Da, că eram băgat așa. Păi, mișto. Da? Sunt aproape de la mulți ani. E la perfecție, da? Fii atent că am o viroză foarte tare. Să nu îl ții limba în gură cu mine. Să nu te fuți cu mine. Că asta înseamnă incest. Nu, nu, n-a avut asta. Nu i-am văzut nici pistă când era mic, n-am visat la ea. N-am visat la mama. Ce mai întâmplă, da? Se numește complexul Oedip, când vrei să spui mama. Se întâmplă la băieți, ăștia mămoși, dereglați. Se a întâmplat frate cu soră să fucă, nici ea n-a avut. Dar deodată s-a făcut aire. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, cu toți la mulți ani, omotii. La mulți ani am mănăstire cu tine!